Gala Teatrului Tânăr și-a premiat câștigătorii. Într-un decor de poveste cu personaje multicolore, invitații au trecut prin perioade importante ale artei teatrale internaționale. Trupa câștigătoare a primit marele premiu de $100.000 oferit de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României. Ei sunt tinerii care aseară au arătat publicului de ce au fost aleși pentru marele premiu și mai ales de ce li s-a acordat șansa de a merge pe marile scene ale Europei. Trupa de teatru dans a impresionat juriul cu piesa Exil în pământul uitării, după texte scrise de Benjamin Fondan. Cei 7 actori și dansatori au impresionat prin spectacolul coreografic, prin mânuirea de marionete și prin felul cum și-au spus povestea cu puține cuvinte și multă expresivitate corporală. Vreau să mulțumesc celor 59 de trupe care s-au înscris în concurs și în mod special celor 100 de actori care au concurat săptămâna trecută la Teatrul Notarat. Primim premiul cu multă bucurie, dar și cu multă smerenie. Noi știm că drumul artei este lung și viața este scurtă. Ne bucurăm că s-a investit în cultură. Cultura este identitatea unui popor. Cu o gală onorată printre alții invitații de Ileana Stanaionescu, Mircea Albulescu, Florina Cercel, Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Ion Caramitru, Eusebiu Ștefănescu sau Dinu Lipan Țăndărică, tinerii speră ca premiul și reprezentația din această seară să le poarte noroc. Cineva s-a gândit la cei care au evoluat în acest proiect? Să spunem direct. Fundația Dan Voiculescu, dar de fapt Dan Voiculescu. Este de-a dreptul emoționant, uite că tremur, sunt minunat. Am să mă aliniez și eu corului tuturor colegilor mei care susțin că este o inițiativă unică. Seara galei Teatrului Tânăr a fost colorată și nobilată de prezența a 4 prim soliști de la Teatrul Bolșoi.